Am ajuns la principiul al doilea al dinamicii, numit principiul fundamental. Se numește așa, deoarece folosind acest principiu și câteva reguli generale legate de interacțiuni, adică de felul în care acționează forțele, putem deduce toate formulele din mecanică. Cred că vă amintiți că principiul întâi ne spunea ce fac corpurile când nu acționează forțe asupra lor. Ei, principiul al doilea ne spune ce fac corpurile când acționează forțe asupra lor și a fost descoperit de Isaac Newton. El spune că dacă asupra unui corp acționează o forță, corpul capătă o accelerație care are același sens și aceeași direcție cu forța, are modulul direct proporțional cu modulul forței și invers proporțional cu masa corpului. Tot ce am spus până aici poate fi sintetizat într-o formulă, cea pe care o vedeți, numită formula principiului fundamental al dinamicii, cea mai importantă formulă din mecanică. Deci dacă asupra unui corp acționează o forță, el capătă o accelerație. Iar accelerația înseamnă modificarea vitezei. Ceea ce înseamnă că dacă asupra unui corp acționează o forță, sau mai general, dacă rezultanta forțelor care acționează asupra corpului nostru nu este zero, viteza lui se schimbă. Și deoarece viteza este o mărime vectorială, schimbarea poate fi în modul, în direcție sau în amândouă. Adică o forță poate să mărească sau să micșoreze viteza unui corp sau poate să-i schimbe orientarea. Și pentru că viteza este tangentă la traiectorie, schimbarea orientării vitezei înseamnă de fapt curbarea traiectoriei. Deci când viteza unui corp crește sau scade și când traiectoria pe care se mișcă este curbilinie, corpul nu este în echilibru, adică rezultanta forțelor care acționează asupra lui nu este zero. Deoarece accelerația este variația vitezei raportată la timp, ecuația principiului fundamental se poate scrie așa cum vedeți aici, sau F egal cu M înmulțit cu V2 minus V1 supra delta T, sau F egal cu M ori V2 minus M ori V1 supra delta T. Dar produsul dintre masa și viteza unui corp se numește impuls, sau cum îi spunea Newton, cantitate de mișcare, și se notează cu litera P, iar conform definiției, unitatea de măsură este kilogram ori metru pe secundă. Sau dacă ținem seama de definiția Newtonului, Newton ori secundă. Deci putem scrie F egal cu P2 minus P1 supra delta T sau în final F înmulțit cu delta T este egal cu delta P. Acesta este un alt mod de a scrie ecuația principiului fundamental al dinamicii, de data asta folosind noțiunea de impuls. Și ecuația ne arată că putem produce o anumită schimbare în impulsul unui corp, fie folosind o forță mică care acționează un timp îndelungat asupra corpului, fie folosind o forță mare care acționează un timp scurt. În următorul curs voi vorbi despre principiul al treilea al dinamicii.